Dragi elevi, vă propun o călătorie virtuală prin locurile unde marele scriitor și filozof Lucian Blaga spunea că s-a născut veșnicia, satul românesc. Vom explora împreună o caracteristică a cezărilor rurale numită morfostructura, sau modul cum sunt distribuite gospodăriile în cadrul teritoriului. Excursia noastră va începe într-un sat din Câmpia Olteniei și are o structură adunată, după cum se poate observa și odată din fața satelit. La marginea satului se observă clar delimitarea dintre moșie și vatră. Este evidentă utilizarea terenurilor din jurul satului pentru agricultură cerealieră. Intrați pe o stradă a satului, observăm linia perfect dreaptă a acesteia și dispunerea aproape simetrică a gospodăriilor de o parte și de alta a străzii. Curțile gospodăriilor sunt egale ca suprafață și bine delimitate prin garduri consolidate. În interiorul curților se poate observa dispunerea locuinței și anexelor acesteia. Terenurile din jurul locuinței sunt utilizate cu mici plantații de viță de vie sau plante legumicole. Intersecțiile cu străzile secundare sunt clare. Ajuns și în centrul satului, identificăm principalele clădiri sociale acestuia: școala, primăria, dispensarul, biserica, poliția. Următoarea destinație este un sat din Piemontul Getic de pe Valea Oltului cu o structură liniară, în cadrul căreia casele se înșiruie de o parte și de alta unui drum principal. Odată coborâți la nivelul solului, vom observa strada destul de largă cu așezarea gospodăriilor unele lângă altele, cu o deschidere redusă la aceasta și dispunerea anexelor gospodărești în prelungirea locuințelor. Străzile secundare sunt rare și de regulă au acces la terenurile vitipomicole sau, mai rar, arabile de pe versanțul dealurilor ce mărginesc aceste sate. Vă propun să coborăm acum într-un sat de la poalele munților Făgăraș, cu o structură adunată, dar în care gospodăriile sunt lipite unele de altele. De aceea, această structură a fost denumită și structură compactă. Ajuns la nivelul solului, observăm dispunerea direct la stradă a gospodăriilor, lipite unele de altele, fără vizibilitate în interiorul curții. Porțile de acces sunt masive, încastrate în zidurile casei. Străzile secundare sunt dispuse dezordonat și au fost trasate în funcție de configurația reliefului. În spațiul central al satului identificăm construcții sociale: biserica, școala. Ne continuăm excursia noastră în Subcarpații Getici, unde vom analiza un sat cu structură răsfirată, în cadrul căruia gospodăriile sunt grupate într-un număr relativ mic. Coborâți la nivelul străzii, observăm gruparea gospodăriilor în număr relativ mic, între acestea aflându-se terenuri ocupate cu plantații de pom fructiferi, de sub care se recoltează fân pentru creșterea animalelor. În exteriorul vetrei, pe voi se practică și agricultură cerealieră. Din strada principală se desprind străzi secundare cu acces către grupările de case situate pe versanți sau către terenurile agricole situate pe dealuri. Ultima noastră destinație este un sat cu structură risipită din munții Apuseni. Intrați într-un asemenea sat, remarcăm relieful foarte accidentat, montan, și distanța mare între gospodării.
Foarte ușor se poate sesiza ocupația dominantă a locuitorilor acestor sate, creșterea animalelor, deoarece terenurile ce despar gospodăriile sunt utilizate ca fânețe sau pășuni pentru animale. Proprietățile sunt delimitate prin garduri din lemn sau vegetație arbustivă, iar construcțiile gospodăriei, locuințe sau anexe, sunt ușor vizibile din stradă. În tabelul afișat aveți elemente de detaliere a fiecăruia dintre tipurile de sate prezentate în filmuleț. Completați pentru fiecare căsuță tipul de sat corespunzător descrierilor precizate. Al doilea moment de reflecție este o aplicație. Caută în Google Earth statul natal, ori satul bunicilor sau oricare altă așezare rurală din România și precizează-i structura după caracteristicile de acum știute.